Azi discutăm despre câteva parfumuri pe care le poți purta la birou. Salutare, eu sunt Tatina și îmi pierd și vocea, se pare. Dubla 2. Salutare, eu sunt Adina, voi sunteți pe Parfumului 35 și astăzi discutăm despre câteva parfumuri. De fapt, nu discutăm, ci eu vă ofer un pic de inspirație în ceea ce privește parfumurile pe care le puteți purta la începutul acesta de iarnă în joburile sau la joburile care presupun mergerea la birou. Eu nu pot să zic că sunt obligată să mă duc la birou, însă inspirația acestui video a venit de la soțul meu, care se duce din ce în ce mai des la birou și el îmi povestește despre parfumurile cu care sunt date fie colegele lui la birou, fie colegii lui la birou și am hotărât să fac și eu un video cu și despre acest aspect. Așa că sper să vă placă parfumurile pe care le-am ales eu în acest top. Începem cu, cred că, cel mai nou parfum din colecția mea. Este acest parfum arabesc. Ai zice, hei, cum ai putea să porți un parfum arabesc la birou? Pentru că parfumurile arabești din natura lor sunt foarte tare, foarte puternice. Ei bine, nu. Nici acesta, nici un altul pe care l-am eu în acest top, de fapt mai am două arabești în topul de astăzi, nu sunt foarte tari. Sunt parfumuri extraordinare de purtat la birou. Extraordinare, extraordinare de purtat la birou. Sunt parfumuri dulci, sunt parfumuri foarte bune pentru iarnă, dar cumva nu ucid pe toată lumea din jurul tău pentru că sunt foarte pregnante, foarte tari. Primul este acest infrad. Ce-mi place mie foarte tare la parfumul ăsta este că are o combinație de vanilie cu niște note lemnoase, are inclusiv palosanto în el, are pe lângă vanilia asta și notele alea lemnoase și niște note de cocos, dar nu cocosul ăla clasic care îți dă senzația aia de loțiune de corp, ci mai degrabă un gen de făină de cocos, ca și când ar fi o pudră de cocos. Deci da, ăsta este un parfum foarte fain, zic eu că merge foarte bine de purtat la birou și costă sub 100 de lei. Și da, are 100 de mililitri. Și un parfum extrem de persistent, oricât de multe pufuri te-ai da, cred că nu distruge tot în jurul tău, te face să te simți remarcată și cu toate astea miroase bine și cred eu că este potrivit pentru mersul la birou. Un altul, tot așa o noutate în parfumerie, bine noutate, a fost lansat în luna martie, este acest Amara de la Mirage. Vorbesc despre Amara de la Mirage mai mult acum decât am vorbit în perioada de primăvară sau în perioada de vară, pentru că mie mi se pare că Amara de la Mirage este un parfum care este mult mai bine să fie purtat în perioada de frig afară, nu neapărat de iarnă, cât fie toamnă târzie, fie sfârșit de iarnă, pentru că notele pe care le are Amara de la Mirage sunt niște note un pic fructate, dar fructate înspre sfera fructelor tipice de iarnă și, desigur, sunt câteva persoane care îl asociază cu Baccarat Rouge. Mie personal nu mi se pare neapărat că deschiderea este de Baccarat Rouge, are un iz din influențele pe care le are Baccarat Rouge și toate parfumurile din acea gamă, pentru că sunt destul de multe sau destul de multe alternative dacă nu vrei să cumperi Baccarat Rouge. Mie mi se pare că ăsta este varianta fructată a celuia. Îmi place Amara? Da. Este un parfum care își merită banii? Da. Este un parfum persistent? Da, da, da. Persistă toată ziua, cel puțin pe pielea mea. E un parfum de care mă bucur, este un parfum ușor cameleonic, este un parfum care îți dă o stare de bine și este un parfum care merge foarte bine la birou și vei primi destul de multe complimente și vei fi întrebată destul de des ce porți. Pentru că cam asta este vibe-ul, ăsta este vibe-ul pe care ți-l dă Amara de la Mirage. Un altul, dacă vorbeam până acum de parfumuri pe care le poți pulveriza din adins foarte des și oamenii să nu zică cu ce ești dat, următorul parfum necesită din partea ta un pic de precauție și anume acest Aura. Aura de la Mugler este un parfum care atrage foarte multe complimente, dar în spațiu închis cred că are nevoie de maxim 3 pufuri, pentru că lasă așa o dură de miros în urma ta, îi face pe cei de lângă tine să se întrebe cu ce ești dată, vei fi întrebată cu ce ești dată, dar în același timp combinația asta de dulce și verde în același timp ar putea pe unii să îi facă să zică e prea mult, e îngrețoșant, nu știu dacă există cuvântul ăsta, îți dă senzația aia de prea mult, nu pot să stau aici, am nevoie să deschid o fereastră pentru că parfumul ăsta e prea tare. Asta ar putea să fie
ceea ce îți dă aura de la Mugler, dar dacă treci dincolo de aspectele astea ale prea multor pulverizări și dacă te limitezi la a te da cu maxim 3 pufuri, parfumul ăsta îți aduce foarte multe complimente și zic eu că poate fi purtat în zilele astea mai reci la birou. Ce mai avem aici? Un alt parfum despre care spun că e nevoie de puține pufuri este acest Poison sau Poison de la Dior. Ăsta este un parfum vintage, este un parfum clasic, este un parfum, eu am și această primă variantă, o am de foarte multă vreme, mă rog, de foarte multă vreme, persoana care mi-a dat-o o are de foarte multă vreme. Ăsta este un parfum care are coriandru, care are niște note de tuberoză. Este un parfum în care se resimte într-adevăr aerola vintage, este un parfum copleșitor, dar într-un sens frumos al cuvântului, dacă există sensul copleșitor frumos al cuvântului. Și da, este un parfum care nu are nevoie de foarte multe cuvinte, pentru că sunt sigură că orice pasionat de parfumuri îl cunoaște și este genul ăla de parfum despre care orice fel de pasionat spune că ar trebui să-l ai în colecție. Deci, Poison sau un Poison de la Dior. Ce mai avem aici? Hai să vorbim despre un alt relativ clasic. Este vorba de acest Coco Noir de la Chanel. Deci am inclus Coco Noir de la Chanel și nu am inclus Coco. Coco este unul dintre parfumurile mele preferate, voi știți asta, dar mi se pare că uneori, cred că pentru birou este un pic prea elegant. Și am ales Coco Noir pentru că mie mi se pare combinația perfectă între ce înseamnă Coco Mademoiselle și parfumurile acelea citrice cu portocală, cu niște note citrice și în același timp florale și Coco, care este un parfum lemnos, el un pic aldehidic. Și asta este combinația între acelea două, care zic eu că merge foarte bine de purtat la birou. Desigur, nici că Coco Noir de la Chanel nu are nevoie de foarte multe introduceri pentru că lumea îl cunoaște, dar eu cred că într-un birou, mai ales într-un birou cu multe fete, cred că parfumul ăsta dă un vibe și mai pozitiv și mai feminin. Nu sună un curier, desigur. Bun, un altul, de data aceasta, un ulei de parfum despre care v-am vorbit, știți că îmi place, este acest Lilia. Despre Lilia eu v-am mai vorbit, ăsta este un parfum de la Afnan, care are o deschidere extrem de frumoasă, un pic verde, un pic florală, gingașă. Mi se pare că parfumul ăsta este foarte, 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 foarte feminin. Am două stare atât de bună. Este un parfum pe care cred că îl poți purta luni dimineața când te duci la birou și poate ai avut așa un weekend prelungit și nu ai avut chef neapărat să te trezești și să mergi la birou. Dar cred că purtând Lilia, toate gândurile tale, nu tocmai pozitive, se risipesc și ajungi să ai o stare bună și pozitivă toată ziua. Da, cam asta înseamnă Lilia. Eu am făcut un video special și separat cu și despre cât de mult îmi place acest parfum în cadrul unboxing-ului, deci puteți să vedeți și videoul acesta. Dar Lilia cred eu că este o alternativă și extrem de accesibilă la preț. La un moment dat, cam după vreo 20 de minute, se duce un pic înspre J'adore de la Dior, dar nu mi se pare că este o clonă a celuia sau o alternativă, ci este un parfum extrem de luminos și feminin și optimist. Lilia, de la Afnan. Bun. Următorul este un parfum care așa că am pierdut din vibe. Nu mai este hype-ul foarte mare cu el. Este vorba despre Ariana Grande Cloud. Eu parfumul ăsta l-am de 4 ani de zile. Da, ciudat așa că nu mă gândesc că au trecut 4 ani de la... din 2020. Este parfumul pe care eu l-am primit cadou când am făcut 30 de ani. Este un parfum care îmi place foarte mult. Pe mine persistă parfumul ăsta extrem de mult, pe haină chiar și o săptămână a persistat. Ariana Grande Cloud este, zic eu, o alternativă mult mai purtabilă, cel puțin pentru etapa vieții mele în care sunt eu acum, din Baccarat Rouge. Este un parfum dulce, un parfum cu cocos și el, cu vanilie. Este un parfum cuprinzător și este un parfum foarte bun de purtat în perioada rece și chiar la birou. Are nevoie de multe pufuri? Aici nu știu ce să spun pentru că nu mi se pare atât de copleșitor ca altele, dar cred că orice parfum la birou ar trebui purtat cu un pic de prudență pentru că nu știi cu ce oameni intri în contact. Bun. Un altul în colecția mea care îmi place foarte mult este acest Afnan Souvenir Floral Bouquet.
Asta este pentru zilele în care te-ai săturat să tot porți parfumuri de vreme rece și ești hotărâtă să porți un parfum de vreme caldă sau de vară care să te inspire la o vacanță, dar care să fie un parfum persistent ce poate face față zilelor foarte reci. Cam așa este acest suvenir, Floral Bouquet. Este un parfum cu licii, este un parfum cu un pic de rubarbă, este un parfum care are trandafir și bujor, este un parfum alternativ la Delina și cred că cu asta am spus tot. Și mai am două în colecția mea. Cel mai nou flanker de la Lancôme, de la La Vie Belle, ăsta este La Vie Belle Elixir, e un parfum adorabil, este un parfum care are zmeură, care are violetă, este un parfum un pic acvatic, care se duce înspre sfera feminității clasice, tipice lui Guerlain, Insolans, dar mie îmi place foarte mult pentru că pare actual. Nu pare un parfum vechi, ci pare un parfum din sfera noii generații de parfumuri și noii generații de fete mai tinere, nu neapărat lui Insolans de la Guerlain, care pare un pic mai tare uneori și mie îmi dă vibe-ul ăla de detergent. Ăsta nu, ăsta e un parfum pe care îl iubesc, are nota de ruj perfectă și cred că dacă nu ești genul care se machează cum sunt și eu, ăsta este wow, îți va plăcea. Și ultimul, dar nu cel din urmă, este acest Ballerina, vedeți, e tester, Ballerina numărul 4, 4 e, nu? Da. Despre care v-am mai vorbit, îmi place, îl am de vreo câteva săptămâni, am așteptat după el, cred că o lună sau două. Ballerina numărul 4 este parfumul cel mai frumos în materie de parfumul cu tuberoză pe care eu l-am mirosit. Este un parfum floral în adevăratul sens al cuvântului. Se simte o infuzie foarte frumoasă de tuberoză cu niște note ambrate și e wow! Ambrat, lemnos și floral în același timp. Este un parfum extrem de persistent, este un parfum care te conjoară toată ziua, îți dă o stare de eleganță și o stare de bine în același timp. Da, și ăsta ar fi ultimul din topul meu de astăzi. Sper că v-a plăcut acest video, aștept să-mi lăsați gândurile voastre în comentarii și să-mi spuneți ce parfumuri purtați voi în perioada asta de aproape iarnă. Pa, pa!